Zelăuanii care locuiesc în cartierul Sărmaș, pe strada Romană, vor circula de azi înainte pe asfalt, după ce primăria a reabilitat strada pe o porțiune de aproximativ 300 de metri. Pe strada Romană din cartierul Sărmaș au fost efectuate lucrări de execuție a fundației, profilare stradă, turnare covor asfalt, binder și execuție covor stradă rulare. De asemenea, au fost executate podețe de acces la proprietăți și regularizare trasee ape fluviale. Strada a fost cuprinsă în programul de investiții al primăriei municipiului Zalău pe anul 2019. Lucrările sunt finanțate din bugetul local și sunt în valoare de 350.000 de lei. Lungimea pe care s-au executat lucrări este de 305 metri. În continuare, pe stradă se vor realiza lucrări de amenajare rigole pentru ape pluviale. Apreciem colaborarea cu Primăria Municipiului Zalău a cetățenilor care locuiesc pe această stradă. Aceștia au răspuns solicitărilor administrației locale în vederea realizării unei trame stradale cu lățimea de minim 7 metri, așa cum prevăd normele referitoare la drumurile publice. Termenul de finalizare a lucrărilor este vineri 22 noiembrie, a declarat primarul Teodor Bălăjel.